Însăși faptul că tu te-ai definit ca fiind logodit, ți-a eliminat o parte din libertate, da? Te-ai restrâns. După aia semnezi contractul de căsătorie, ai mai pus un gard. După aia, eu știu, trebuie să ceri voie să te duci nu știu pe unde, iar dai cu subsemnat. Ce este iubirea? Dragilor, mă simt absolut fabulos să fiu între doi titani pe care îi respect, îi prețuiesc și îi iubesc foarte mult. Mulțumesc pentru prezență! Știi poza aia cu Iisus? Iisus între doi tâlhari. Așa. Rămâne întrebarea, știi, care e ăla care zice în rai, știi? Dar nu o să aflăm niciodată. Eu mă simt ca un puișor ieșit din ou, între doi vulturi semeți. Dar, sincer, simt protecție, simt siguranță și neabandon, aș putea să spun. Da. Cu atât mai mult cu cât v-am invitat de mai multe ori la Mandachi Television și foarte mulți oameni ne-au dat recenzii extraordinare. Mulțumesc că ne aflăm aici. O să avem o scurtă emisiune, aș spune, pentru mine foarte importantă. Fiecare invitat va avea câte 2 minute. O să pun cronometru cu riscul de a fi nepoliticos. Sunt ca dezbaterile politice în finală, știi? Așa. Exact. Vedem la prezidențiale. Și deja e o dimensiune, apropo de concurență, știi, de care pe care, care e în câmpul tuturor povestea asta. Așa pare, știi, ca nu cumva nu se bage peste celălalt. Mie mi se pare că aveți temperamente ușor diferite, dar complementare. Bun, prima întrebare. Tucaram, ce este iubirea? 2 minute. Prima definiție a iubirii am auzit-o de la Soha, care spunea că nu există iubire mai... Nu există termen de comparație, da? Sau singura formă de iubire reală există între discipol și maestru. Și cam asta e tot. Restul, vorbim despre iubirea lumească, care nu este de neluat în calcul, da? Este absolut o experiență normală, însă este limitată la senzații, la experiențe, la emoții, la trăiri, la atașament, la dependență, la tot ce ține de conexiunea asta psihoemoțională, da? Și fizică. Ori când vorbim despre iubire în contextul relației discipol-maestru, acolo nu ai de ce să te agăți. E tot un aer. Nu există, chiar dacă maestrul, să zicem, este în formă fizică încă, da? Dar modul prin care comunici cu el este dincolo de orice imaginație. Ce iubește mai mult maestru pe discipol? E similar. E în același film, în aceeași poveste. Dar mai devotat pare a fi ucenicul. Da. Da. Maestrul este iubire. El nu poate să manifeste iubire. El este iubire. Deci deja vorbim de cu tot o altă poveste. Iar discipolul simte iubire pentru că acolo își regăsește nevoile. Și ar mai fi ceva... Nu poate fi definită. Este și cam atât. Tocmai ai expirat timpul. Matei, din momentul ăsta ai 2 minute să ne răspunzi ce este iubirea. Dacă suntem în ringă. Da. Cine Dumnezeu să... Cine sunt eu să răspund la chestia asta? Ar trebui să pot să fiu iubire. Întrebarea este că eu pot să răspund despre iubire cu măsura în care sunt un pic de iubire și mă răspund din bucățica mea de iubire. Cu cât e mai mică, cu atât probabil că aș vrea să fiu mai convingător, elocvent și eventual să vă spun chestia cu iubirea, în care știe iubirea, doi bătrâni, el reumatic, ea bolnavă, îi scapă ochelarii pe jos și ăsta se apleacă să ia ochelarii, deși îl doare teribil. Bun, asta aș spune și aș lăsa o impresie că iubirea înseamnă o formă de sacrificiu. Dar dacă aș spune chestia asta, asta ar însemna că sunt un sacrificial, eu sunt sacrificat în definitiv. Cu mine și simt că viața înseamnă sacrificiu, asta nu e iubire. Și atunci iubirea este din nou un cuvânt și noi acum încercăm să folosim, să dăm modele cognitive și verbale unor realități aproape intangibile de majoritatea celor care ascultă acum. Sunt iubiri penitență, iubiri sacrificiu, iubiri non-libertate, e clar. Adică, știi ce înseamnă iubire? Eu acum să pot să spun public,
cel mai odios și atroce lucru pe care l-am făcut și sunt, și eu sunt acel lucru atroce. Și să pot să o fac într-o formă, cum să zic, firească. Fără să-mi fie teamă că cineva o să spună că sunt un rebut sub multe aspecte. E o formă de libertate interioară. Ai nevoie de libertate interioară atunci când vorbești despre aceste lucruri mari. Dacă nu ai, cel mai bine e să taci. Eu cred că am dreptul să cam tac. Pentru că nu știu exact cât mă iubesc, știu exact cât mă urăsc. Și atunci știu exact cât mă huiduiesc și cât v-aș huidui pe voi, huiduindu-mă pe mine și așa mai departe. Toate amestecăturile astea. Așa că ăsta este un răspuns de nevrotic. Iar știi vorba lui Freud, elevația, cel mai tare lucru care poți să-l atingi pe lumea asta e să fii nevrotic. Acum, Freud n-a întâlnit probabil niciun maestru și n-a întâlnit sigur, apropo de... Iar când întâlnești, apropo de filiația lui Tucaram, primul care m-a izbit era pe timpul lui Ceaușescu prin Paul Brunton, a fost Ramana Maharishi. Și încă n-am zis, stătea acolo, stătea așa efectiv și domne, pe lumea asta sunt o grămadă de tâmpenii, ce faci tu, stai așa? Și ăla stătea așa, ai iubire, stătea așa. Și ea mor de foame și tu stai așa nenorocit și nu faci nimic, și ăla stătea așa. Nici pe asta se întreabă, dar cine întreabă? Și mi-am depășit cu 46 de minute de secunde. Recuperează Tucaram acum. Scuze, că trebuie să am eu grijă de nu, că îi dai un minut. Nu, îi împrumuți un minut. Eu vreau să nu fie ceasul ăsta, știi, să stăm la taclale. Îl anulăm dacă te scrie. Ia, dă-l afară, ce să mai bate cap. Bun. Următoarea întrebare. Cu ordine aici. La fel de grea. Aș fi rupt în două minute, dar o lăsăm la liber. Încercăm să... Hai că noi avem ceasul intern și ne contorizăm. Ce înseamnă, ce înseamnă libertate în relații? Iar începe. Gata. Iar începe. Ne întoarcem la rădăcini. Nu există libertate în relații. În relațiile de genul ăsta, care sunt standardizate la nivel formal, social, nu există... Însăși faptul că tu te-ai definit ca fiind logodit, ți-a eliminat o parte din libertate, da? Te-ai restrâns. După aia semnezi contractul de căsătorie, ai mai pus un gard. După aia, eu știu, trebuie să ceri voie să te duci nu știu pe unde, iar dai cu subsemnat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu poți să numești libertate. Dar, în aceeași măsură, dacă în cadrul formal cei doi indivizi sunt perfect conștienți de faptul că au de crescut împreună și că pot relaționa în dimensiunea asta formală, fără să țină cont de ea sau să se folosească de ea în spațiul social, gen, ai un copil, da? Și copilul, să zicem, că poartă alt nume decât părinții. Păi ai o problemă cu statul. Sau unul dintre soți poartă un nume și celălalt alt nume. Când duci copilul la școală, ai o problemă. Sau moștenire, sau tot felul de dezbateri de-astea, notariale și așa mai departe. Dacă oamenii înțeleg, băi, noi trebuie să luăm un nume comun, noi trebuie să funcționăm împreună în contextul ăsta ca să putem beneficia de niște avantaje, e perfect. Dacă nu, rămânem la forma asta. Dacă trecem de ea și indivizii spun, ne folosim de instrumente, dar e treaba noastră ce facem înăuntru, noi avem o relație care crește constant, odată cu noi, pentru că e un șantier, da? Știi că am mai vorbit noi despre șantierul în construcție, păi atunci nu există nicio problemă în privința libertății. Libertatea nu înseamnă sex la grămadă, nu înseamnă, eu știu, spațiu de mișcare nelimitat și așa mai departe. Libertatea înseamnă ceea ce îți permiți tu să faci, fără să-l rănești pe celălalt. Cel puțin asta e ce am experimentat eu până acum. Deci dacă tu ai luat o decizie foarte clară, relația asta nu mai funcționează, pa! Trebuie să fii conștient de faptul că celălalt va suferi. Dacă suferința este inevitabilă, trebuie explicate lucrurile. De ce și cum? Nu poți să lași tot în aer. Cel mai bun lucru e să nu se ajungă la așa ceva. Dar, din păcate, cam nu prea avem noi șansa să fim atât de crescuți, atât de maturi, încât să intrăm într-o relație conștient și să vorbim cu partenerul aceeași limbă. Să învățăm să comunicăm, să spunem, uite, astea sunt durerile, așa funcționează, așa. În majoritatea cazurilor ce se întâmplă? La început e spectacol, da? Până se termină mierea și după ce s-a terminat mierea rămâne fierea, știi? Și încep să-și scoată ochii unul celălalt că vezi, Doamne, din cauza ta sunt nefericit. Când de fapt amândoi sunt nefericiți, ei înșiși, fiecare cu el.
doar hai să-i aruncăm în capul celuilalt toată mizeria. Dar la început, ar fi grozav dacă oamenii s-ar vedea și ar spune, uite, astea sunt rahaturile mele, ale tale care sunt? Scoate-le și tu, hai să vedem care o are mai mare, știi? Care e problema de bază? Faptul că nu comunicăm realitatea. Dacă și-ar scoate toate mizerile la suprafață, ar spune, uite, avem de rezolvat astea. A, ar fi altceva. Dar întâi jucăm teatru și după aia ne trezim că ne doare. Deci asta nu e libertate. Libertatea e când individul este conștient de alegerile pe care le face și asumă procesul. Aia e libertate. Matei, achiesezi sau ai alt punct de vedere? Achiesez, că de-aia ziceam... N-ai de ales, n-ai auzit ce viguros. Nu, dar e cum să zic, n-am auzit ceva care să jeneze toată teoria psi din gura lui Tucaram, ceea ce este remarcabil, efectiv. Dar aș zice așa, că zicea de luni de miere și luni de fiere, nu? Apropo de cartea de fiere. Lui Bruckner, care tradusă la noi cu luni de fiere, cum ajung doi după mimă, să nu știu, să ce în gura lui să se efectui la propriu da. Și să derive în fine. Limita libertății într-un cuplu este limita durerii. Limita imposibilității de a atinge durerea interna. Foarte frumos asta. Pentru că în momentul în care eu, să zicem, mă uit la o altă femeie, iau cazul meu, nu? Și nevastă mea, ea are o istorie de viață îndurerată, care conține inclusiv abandon, când nu e bună, nu știu ce. Și eu vin acasă, bună, uite, știi ce am făcut? Am ieșit și m-am iubit și erotic cu prietena ta, nu? Și ea, ce să spună chestia? Ce să spună? Pentru că vorbește, o atinge în niște părțile, că noi suntem fragmente, nu? Și fragmentul ăla spune, nu mai văd ce ai făcut, nu mai știu, eu mă simt incapabilă, nefemeie, etc. Și atunci basculează în formă de apărare în care zice, ok, divorțăm. Și atunci, limitele libertății în cuplu sunt semnate, efectiv și marcate de istoriile transgeneraționale care sunt limite ale durerii, cât poți să duci în tine. Important este ce spunea, își recomand interviul dinainte făcut cu Tucaram, experiența în sine relațională care contează, experiența. Acolo unde îți vine să întorci spatele, să pleci, să trântești, ca în poezia lui Kipling, o secundă și un pas mai mult să rămâi și să vezi în ce câtă durere îți târnește. Și atunci ai creștere. Și asta e și calea, apropo, spre iluminare, care exact. De fapt este, cum zic, lampa de zi. Nu trebuie să o cauți acolo, că e acum, știi? Stai sub ea. Iar limitele durerii ne trasează toate granițele în viață și sunt sursa lucrurilor, de la războaie, la ce să mai... Și peisajul uman este un peisaj al suferinței, după cum și un al bucuriei, însă suferința, fiind destul de pregnantă, este evitată și atunci devin conivențe, conveniențe, inele și alte tâmpenii, exact, doar să nu vorbim sursa. Despre asta. Asta e și sursa suferinței, însă și evitarea suferinței. Da. Tot timpul cauți o eviți și ea se amplifică, vine din spate și te asaltează. Și atunci probabil că libertatea într-un cuplu ar putea să evolueze dacă am face zilnic întâlniri sau ateliere de cuplu. Exact. Și stai acolo și mioși și nu e personal. O iei cât se poate de personal ca să poți să fii impersonal. Da, să descarci, nu să poți să fie, știi, da, așa că e ceva aici, dar încă o dată cine sunt eu să pot să ar trebui să o întrebați pe, mă rog, partenera mea. Și atunci o să vă spună. Și s-ar putea să-mi spună, mă, ciocu mic. Că ne dăm noi cocoși aici, exact, știi? Și vin partenerile și spunem, mă, terminați cu prostiile, sigur, nu vedeți ce bateți câmpii. Sigur că da, sigur că despre asta ar fi bun asta. Da. Să stea în anticamere, știi, numai să le chem după aia. Absolut. Roșii la față. Ar fi genial. Următoarea întrebare. Cum se trăiește clipa prezentă? Uite așa. Trebuie să-mi explici. În detalii, să mă înveți. Dacă ești total în acțiunile tale, indiferent de ceea ce faci, deci nu există a trăi prezent într-un anumit fel, da? Nu există nicio regulă în privința asta. E o chestie care îți aparține numai ție.
e greșită, din punctul meu de vedere, a trăi în prezent, este greșită afirmația asta. Sau sintagma asta, cum vrei să o denumești. De ce? Pentru că deja ai definit prezentul într-un fel. L-ai separat. Da? Adică, din momentul în care ai numit ai denumit a trăi prezent, deja ai format viitorul și trecut. Acum este altceva. Deci acum nu poate fi definit, nu are relație cu nimeni și cu nimic. Nu este în relație cu trecutul, cu viitorul, cu prezentul. Este acum și aici. Și tu aici poți să fii cum stăm noi la masă, aici poți să fii pe stradă, la volan, aici poți să fii în timp ce mănânci, atât. Deci nu încerc să fiu în prezent undeva, cândva. Data viitoare vom fi în prezent. Pe data viitoare e data viitoare și va fi trecut. Acum este altceva. Deci dacă tot zici că ai citit-o pe lui Tolle, da? Cu puterea lui acum. Exact despre asta este vorba. Adu-ți atenția non-stop, constant, ori de câte ori poți, ori de câte ori ți-aduci aminte, pentru că na, și asta e un efort la început, să fii aici. Aici ești și îți vezi mintea cum umblă, se duce în treaba ei, aici vezi cum te enervezi, aici vezi cum îți place, cum îți displace, și toate lucrurile astea se întâmplă în aici. Prezentul nu pleacă de aici. E întotdeauna și trecutul și viitorul și prezentul se întâmplă aici. Dacă stai aici, chiar și când ești nervos, când îți vine să stai zici aici, ceva... Stai aici, dar proiectezi acolo. Nu contează. Stând aici, vezi cum proiectezi. Deci acum tu ești pe scaun și da, te bun, vezi și stând observ, pe scaun. Când observ cum proiectezi, asta se traduce că trăiesc clipa prezentă? Da. Deci însăși observarea procesului care se desfășoară în tine, prin corpul tău, prin mintea ta, prin acțiunile pe care le faci, se întâmplă aici. Tu, de exemplu, când faci un plan de afaceri, tu îl faci pentru viitor, da? Dar acțiunile când le faci? Acțiune din plan sau acțiunea de a plănui? Acțiunea de a plănui în prezent, acțiunea din plan în viitor. Acțiunile din plan sunt în viitor, dar ele când vor fi îndeplinite? Într-o clipă ulterioară care e prezentă. Care e acum. Bingo. Deci nu există viitor. Există doar proiecții pentru viitor, dar viitorul ăla devine astăzi. Acum, clipa asta. Tu ai programat filmarea asta acum câteva ore sau acum câteva dar zile. Acum se desfășoară. Dar în momentul ăsta se întâmplă. Și tu poți să-ți aduci aminte de ce ai făcut până să se întâmple asta. Și poți să realizezi de acum ce o să se întâmple cu materialele. Dar toate se întâmplă aici. Adică tu faci proiecții sau faci calcule pe baza memoriei, dar aici le faci. Nu pleci niciodată de aici. E o mare păcăleală asta, cu trăiesc în prezent. Păi deja nu mai ești aici. Care prezent? Al cui prezent? Profit de ocazie să spun urmăritorilor să dea subscribe acum, în clipa prezentă. Subscribe exact. La canalul Ștefan exact. Mandachi, exact. La canalul Tucaram acum. Și canalul Matei Georgescu. Trei canale. Matei, ai legătura. Acum și... Răspunsul meu, ascultați la mine, să mă iubiți. Să-ți dea follow și pe Facebook. Asta. Aici, în teoria, domne, cu cât procesele psihice sunt mai evoluate, cu atât generează spațiu, timp și cauzalitate. Spațiu, timpul și cauzalitatea țin de zona conștientă. În ființa inconștientă, adică tot ceea ce nu știm despre noi, nu există nici spațiu, nici timp, nici cauzalitate. Așa că noi acum suntem 5%, să zicem, și ăsta e un procent împit, 5% ființă, și zicem că vorbim despre univers cu un limbaj ca pe un copil la grădiniță. E o tâmpenie, absolut o tâmpenie. Timpul nu există în real. Noi inventăm convenții pentru ca să suportăm. Ce să suportăm? Să vă spun ce suportăm. Noi suntem neam de prădați. De sute de mii de ani încoace ne păpau ia șerpii de cap, de fundă, nu știu ce, și ne e frică. Și am început să ne adaptăm. Să putem să ne adaptăm ca să nu fim păpați. Pe măsură ce a trecut timpul, acum nu ne mai adaptăm, că nu mai sunt pericole externe, dar au devenit pericole interne și noi tot timpul trebuie să fim în anticipare, predicție, ca și cum ar fi ca la șah, știi? Un șah al destinului în care suntem, putem să fim mâncați. Mâncați de ce? De o realitate internă, că extern totul e pace. Și atunci, de aici reflexul, de a nu putea fi în puterea prezentului și să facă Eckhart Tolle carieră din chestia asta, dintr-o evidență, de fapt. Pentru că, în definitiv, noi nu putem să nu trăim în prezent.
În momentul în care spui cum să faci să trăiești în prezent, este o, cum să zic, o contradicție, pentru că niciodată ființa și existența nu se pot derula altfel. Mai cu o parte din noi are nevoie să idealizeze și să se transforme într-un atunci altfel, pentru că acumul, așa cum este, e insuficient, că simțim în noi că vine să ne mănânce cineva din interior. Sau efectiv. Poate e prea copleșitor și nu reziști, atunci trebuie să te proiectezi absolut, cumva să ieși din realitatea asta, că e prea dureroasă sau prea solicitantă. Și atunci, cum ai început tu, dragă Paul, uite, ăsta este, știi, ăsta este realul, acumul. Să stea și cine poate. E, când ești, apropo de chestia asta, că toate se întâmplă înăuntru, da? Dacă este așa de mare tensiunea, cum poți tu să fii aici când toate dau pe afară? De-aia mintea îți caută refugii. Tot timpul cauți să te duci, pentru că e insuportabil să se întâmplă în momentul ăsta. Și vorbim ce acum? De întoarcem la ce? La maturitate. La capacitatea de a suporta dorința, ăsta, suferința, pentru a înțelege, din dorința de a înțelege, ce naiba se întâmplă în durerea aia acolo. Ce e acolo? Că sigur există un secret în durerea aia, în suferința aia. Ăla e marele secret. Dar mintea ta se va feri întotdeauna de suferință, din dorința de a nu experimenta, și în felul ăsta scapă și de comoară. Sunt pasnicii comorii. Exact. Suferința este un pasnic al comorii care este înfiorător și atunci întotdeauna comoara rămâne ascunsă și inaccesibilă. Și apoi, știi cum e? Acum, hai să vorbim despre puterea prezentului. Stai așa și zici, zilă, bă, nu schimbați canalul, stați dracu cu canalul ăsta așa, liniște. Și vedeți că în 30 de secunde devine intolerabil și butonezi. Bravo. Pentru că ai nevoie, dați pe un site pornografic sau dați la televizor că se bălăcăresc ăia care a greșit că n-a gestionat pandemia. Sau uitați-vă pe TikTok unde facă ea mascarade. Și atunci o perdea de contra, cum să zic, fumuri, ca să nu simți fumurile. Cea mai bună soluție este să rămâi în acest moment, iar știi culmea, restul interviului să fie o tăcere de 30 de minute și ăștelalții care vă uitați acum sau nu, să rămâneți 30 de minute, efectiv, să vedeți că o să crăpați interior dintr-o plictiseală, ce-i tâmpenia, toate motivele, mai puțin, să poată să rămână cu ei. Bună, așa treabă. Cum sunt, în toate felurile posibile. Hai, Sictir! Dragilor, și ultima întrebare. Așa. Întrebările n-au legătură una cu alta, dar asta e situația. Ce înseamnă să ierți? Ce este iertarea? Mingea la fileu. Hai că de data asta o să fie ultimul. Mulțumesc, Paul. Asta cu iertarea, da, stai că găsisem una profundă, știi, cu funda, s-o aduc aici. Da. Un prieten mi-a spune, mi-a adus o icoană de la Athos, cu Sfântul Dionisie din Zakynthos, care e Sfântul Iertării. Pe scurt, povestea lui. Are și un acatist, în fine. Îi se omoară fratele, da? Îi omoară cineva fratele. Și l-au căutat câteva zile prin localitate. Și ăla fuge și ajunge în biserică. În biserică se duce apoi în chilii și ajunge, deschide ușa, părinte, primește, mă caută, ia, vă să mă omoare. Ăsta l-ascunde, nu știu unde l-ascunde, vine poliția, ce era pe vremea aia, și spune, părinte, e hoțul, știți cine e ăsta, tâlharul, cel care va omoră fratele. Și în momentul ăla, Dionisie știe că ascunde pe cel care i-a ucis fratele și le spune, ălălăți, nu știu, n-a trecut pe aici. Efectul. Ucigașul devine monah. Întotdeauna înseamnă că atunci când durerea, revenind la limitele durerii, este înfiorător să poți să trăiești durerea faptului că cineva n-a putut decât să-ți omoare, să ia din tine, să te ducă la pierzanie și tu să poți să rămâi cu acea stare, să o simți, apropo de ce spunea Tocaran, să o simți, să stai cu ea, să te sfâșie, după care să mergi mai departe. Asta e iertarea. Însă noi vorbim, cum să zic, iertarea presupune o
chemare la matcă a tuturor fenomenelor, pentru că noi suntem lumea. În momentul în care, mai ales acum, îl acuzăm pe ăla, pe ăla, că nu face, vorbim efectiv despre rănile noastre pe care nu le suportăm. Și este sistematic. Și trebuie să vedem din nou pe cine aruncăm. Aruncăm vina pe cei care înainte erau cei mai prețioși dintre noi, cum a fost Iisus, cum mai este și unul care a fost și-a dat jumate din avere pentru a face caritate, că nu-i spun numele. Ăștia devin responsabili. E o chestiune psihologică evidentă, din păcate, suntem ori cu toții, pentru că nu putem să-i călcăm pe urmele Sfântului Dionisie din Zachintos, că ei s-a ucis fratele și a reușit ca din această crimă să iubească un criminal și prin iubirea pe care i-a dat-o, care înseamnă, ți-i leagă iubirea de iertare. Iubirea a însemnat că el a putut să ducă în el durerea sfârșietoare a faptului că un seamăn de-al lui i-a ucis cei mai dragi. Câți dintre noi putem să facem măcar gesturi minime de iertare? Și din nou revin la cine vorbește. Și ne iartă nouă, precum iertăm exercițiilor noștri. Asta e un exercițiu, de fapt, de coerență internă. Tot ceea ce reușim să iertăm înseamnă sistemul imunitar mai bun pentru noi, înseamnă vitalitate, înseamnă tot ce înseamnă mai bun. Avem vaccinul contra pandemiei de neîncredere pe care acum o suferim, este cel al iertării, efectiv. Am depășit iertare. Ce mai e de zis după asta? Dacă mai ai ceva de zis. Ce mai e de zis? Păi zic decât mulțumesc. Bun. Atunci închem această notă, mulțumesc pentru prezență. Nu, mă simt, știi cum, faptul că poate să spun lucrul ăsta și mulțumesc și să nu mai aibă un alt cuvânt, arată că de fapt are o formă de putere și de integrare deosebită. Majoritatea dintre noi avem nevoie să avem ultimul cuvânt. Să spui mulțumesc și eu mulțumesc pentru că asta în sine este un răspuns din zona iertării și a iubirii. Eu mulțumesc, Paul. Dragilor, mulțumesc și eu. Mulțumim și noi. Eu personal nu pot decât să te încurajez să dai bice. Dar contrar tuturor chestiilor de care te agăți tu uneori, dacă îmi permiți să spun gen comentarii, vezi-ți treaba ta. Încerc. Mulțumesc, dragilor.